cei mai buni sportivi ai județului în ultimii ani, tenismenii Roxana Istrate și Ovidiu Ionescu, vor continua să evolueze în străinătate și în 2015. Vestea a fost dată chiar de directorul CSM Buzău, Mircea Dinu, la Gala Laureaților, festivitate care premiază cei mai buni sportivi din județ. Istrate joacă în două campionate, și în Suedia și în Franța. Mâine are meci în Franța. Ovidiu Ionescu evoluează de ani buni în Germania la divizionarea secundă TTH Weinheim, în timp ce Istrate se află la primul contract în afara granițelor țării, evoluând pentru echipa din Stockholm.